dragilor, eu sunt 5 iar astăzi vom face un nou episod. Iertați-mă că n-am prea mai filmat, dar am fost cam ocupată, am fost în vizită la bunica mea și mi-am uitat ponei acasă și n-am mai putut să filmez și știu că am lipsit cam mult de la filmat, dar v-am pregătit un episod lung și foarte special despre Roza, care își află puterea secretă. O să vă placă mult, serios, și sper că o să vă placă. Îmi place mult, da. Da, știu. Chiar îmi place atitudinea lui Roza acum. Este chiar... Tu ce crezi? Ce spuneați? Nici nu ne-ai ascultat. Stai cu pietra aia în continuu. Măcar lasă-mă să o ating. Nu. V-am ascultat ceva despre Lucy? Da, noi în haina lui Lucy. Lucy nici nu poartă haine. E un ponei. Nu știu... Scuzați-mă, fetelor, avem gândul la pietra, e așa drăguță. O să-mi fac un colier din ea. Știe cineva pe careva care cioplește? Nu, de ce vrei să cioplești? Nu știu, am senzația că piatra asta este făcută să fie un delfin. Nu știam că îți place marea. Nu știu, mi-a venit un gând ciudat de la piatra asta. Oricum, eu o să mă duc să o cioplesc. Sau să găsesc pe cineva. Este ciudată rău Roza cu pietra aia, nu? Da, nu știu. Dar eu totuși mă bucur pentru ea. Hei, Rarity, te rog frumos să-mi cioplești mie pietra asta, că știu că tu te descurci la design-uri și lucruri de genul. Sigur, o să ți-o cioplesc. În ce formă vrei? În forma unui delfin. Crezi că o termin până ora viitoare sau ceva? Peste o oră, nu ora viitoare, scuze. Da, o termin într-o oră. Ok, poftim. Este foarte special pentru mine. O piatră? Dar, în fine, o să o ciopesc. Ai terminat? Ai terminat? Da, am terminat-o, poftim. Ți-am pus și un colier, un lănțișor de gât. Este perfectă! Mersi mult! Mersi mult! Oh, ușor, ușor, ușor! Ușor! Este din partea casei, draga mea. Mersi mult, Rarity! Pa! Wow! Wow, wow, wow! Îmi stă așa frumos ca acest colier. Îi mulțumesc așa de mult lui Rarity. Wow, Roza, ce porți? Acel colier cioplit, vă place? Da, ne place foarte mult. E foarte drăguț, poți să-l ating? Nu, este al meu. Ok, da, bine, Roza. Wow, Roza, ce porți? De unde l-ai cumpărat? Este noul meu colier, vă place, fetelor? Da, ne place foarte mult, este foarte drăguț. Mersi! Ce-mi place noul meu colier. Le place tuturor fetelor. Este foarte drăguț, nu? Ah, colierul meu. Îl ador. Oh, ce se întâmplă cu mine? Ce s-a întâmplat cu mine? Stai, sunt un căluț de mare? Da, sunt un căluț de mare. Oh, asta nu miroase bine deloc. Adică... Nu miroase nimic, dar oricum e ciudat. Și unde mă aflu? Arată exact ca orașul nostru, doar că simt că not în ceva. Suntem într-o mare care arată exact ca orașul nostru? Ce bizaritate totală! Ce greu este să noți. Ce e? O coadă? Încă o coadă? Două sirene? Voi chiar sunteți sirene? Credeam că nu existați. Cum unicornii și poneii fermecați, noi credeam că nu există și am aflat acum câteva zile, când chiar am văzut unul la suprafață, așa și voi poate nu credeți că existăm noi. Wow, sirene adevărate! Sunt așa încântată! Dacă aș avea un carnețel, v-aș cere să-mi dați un autograf. Nu se poate. Autografele în apă se dizolvă. A, da, ai dreptate. Sunt făcute pe hârtie. Aoleu, ce zăpăcită sunt. Stați puțin! Nu m-am prezentat, eu sunt Roza. Nu te-am mai văzut pe aici și eu cunosc toate viețuitoarele din apa asta. Pentru că eu sunt un căluț de mare transformat dintr-un colier. Apropo, unde mi-e colierul? Cum o să mă întorc înapoi? A, știu eu legenda asta. O să te ajut eu. Bazează-te pe mine. Cum ai spus că te cheamă? Roza, o să fie ușor de ținut în minte pentru că sunt toată roz. Ok, Roza. Da, ok, Roza. Bine, dar ce o să mă fac? Cum mă întorc înapoi la prietenii mei? Adică, da, aici îmi pot face prieteni noi. Roza, de ce nu te-ai gândit la asta?
îți poți face prieteni noi care chiar să te înțeleagă și să umble cu tine. Și dacă îți faci dușmani, poți să pleci înapoi în lumea aia. Ai avea două lumi și când pierzi una sau pierzi prietenii într-una, ai putea să iei în alta. Când nu te bagă nimeni în seamă, să vii unde nu te plictisești. Mă simt așa liniștită în momentul de față. Roza, de ce vorbești singură? Scuze. Mă simt că lipsește ceva. Este momentul de un cântec, nu, Roza? Cântec? Voi sirenele cântați? Mereu cântăm. N-ai auzit de povestea lui Mica Sirena? Ba da, am auzit, dar credeam că e un mit. Nu, este foarte adevărat mitul ei și avea o voce foarte frumoasă. Este bătrân acum, nu mai există. Ok, atunci voi cânta. Am să vă cânt despre o lume imaginară sau poate că nu e. Am să vă spun o poveste cam tristă despre o fată ca mine. În lumea mea obișnuită, de când m-am născut, eu nu sunt obișnuită. Și acum am crescut, prietenii nu m-au ascultat niciodată, nu m-au băgat în seamă părerile ce le-am spus deodată, nici nu le-au pus în considerare. Și am să vă spun o poveste un pic cam tristă despre mine. Dar am să cânt, fiindcă-mi pot imagina o lume mult mai bună de atât. Am să vă spun că nu merită să mă opresc acolo unde nu are rost. O să uit tot ce-a fost și am să vă cânt chiar acum. N-o să mai aștept și am să locuiesc aici, poate definitiv, dar stai. Ce o să spună mama mea când o să vadă că am dispărut, când o să își facă o impresie proastă sau poate o să știe ce-am pățit, poate o să se documenteze, poate o să vadă ce-am pățit, poate misterul meu va fi descoperit. N-o să permit, n-o să permit, am să vă cânt despre lumea asta frumoasă. Am făcut și prieteni aici care mă ajută și mă ascultă. Eu niciodată, dar niciodată n-am fost băgată în seamă. Dar o să vedeți voi, o să mă integrez aici și când o să-mi fie rău, o să mă refugiez aici. O să mă refugiez aici. Ok, după acest cântec, da, după acest cântec chiar m-am hotărât ce o să fac. Eu, după școală, o să mă prefac că o să-mi fac temele sau că o să mă duc la prietenii mei și, între timp, o să vin aici, o să trăiesc cu voi cât timp se poate. Doar la școală, ca să nu bănuiască cineva ceva, sau la masă când mă strică mama. O să trăiesc aici cu voi. Este minunat să fii un căluț de mare. Aici poți să faci orice vrei, fără să te critique cineva, fără să existe o părere, pentru că voi sunteți bune la suflet, nu ca prietenii mei, care nici nu știu dacă merită să le spun prieteni. Nu mă înțelegeți greșit, nu sunt niște prieteni răi. Ei sunt buni cu mine, dar simt că nu mă ascultă, simt că nu mă bagă seama. Întotdeauna, între mine și ei există altcineva. De exemplu, în Luci și Miranda nu pot să mă bag, pentru că ele două sunt prietenele cele mai bune și nu o să mă bage în seamă. Apoi Rosalia nu mă bagă în seamă, îi place doar de ele două, pentru că ele două au un păcat, o așa. Albăstrica stă cu floricica tot timpul.
Și eu am rămas singură. Dar pot să stau cu sirenele mele favorite, nu-i așa, fetelor? Da! Haideți, o îmbrățișare de grup! A, ce ciudat e îmbrățișarea între sirene! Ok, n-am îmbrățișat destul. Acum ajutați-mă! Cum o să mă întorc înapoi? Nu pot să rămân aici toată viața. De ce nu? Da, de ce să nu rămâi aici? Care ar fi problema? Rămâi totdeauna un călzut de mare, stai liniștită ca și în cântecul tău, totul va fi bine. Nu totul va fi bine, serios, fetelor, am o familie, nu trebuie să dezamăgesc. Chiar dacă prietenii mei dezamăgesc și ce ar fi locul cel mai frumos care îmi pot petrece timpul, trebuie să mă întorc și acolo, n-am ce să fac. Ok, o să ne ducem și o să aflăm remediul. Am eu o perlă aici, combinată cu perla ei de aici, vor face un remediu pentru tine ca să aflăm ce s-a întâmplat. Remediul tău, Roza, este de fiecare dată când vrei să ajungi aici sau să zici că nu vrei sau să te duci înapoi, va trebui să spui o iubesc pe lumea sirenelor sau iubesc lumea poneilor. Atâta tot. Ok, iubesc lumea poneilor. Din nou! De ce m-am obișnuit cu chestia asta? Bine, să mă duc. Wow, Rosa, nu te-am mai văzut de ceva timp, ce ai pățit? Nimic, am fost plecată acasă. Acasă? De obicei stai toată ziua cu noi. Nu te duci acasă. Părinții mei au avut ceva important de făcut cu mine, au vrut să-i ajung la niște treburi și m-am dus acasă. Bine, ok. Așa că nu s-a întâmplat nimic. Nu? Ok. Floricica vrea să spună ceva și eu. Vrem să facem o petrecere pentru noi, noștri frați și soră. Și ne întrebam dacă tu o să poți să vii. Nu știu, sunt cam ocupată. Ocupată, fetelor. Ești ocupată într-o chestie așa importantă? Poți să le spui părinților tăi? Nu știu. Bine, te înțeleg. Până la urmă trebuie să ieși la o treabă, nu? Ce prost mă simt acum. Poate reușesc să-mi fac timp. Ok, foarte mult înseamnă chestia asta pentru noi, așa că te rog frumos să vii. Ok, eu să fac tot ce pot. Nu știu ce să spun despre prietenii ăștia. Adică, n-au fost nici rele cu mine. De ce să le întorc spatele așa urât? Vreau să mă duc în lumea mea frumoasă și să vă cânt. Roza, ce ți-a venit să cânti așa? Suntem în școală, nu poți să cânti așa degeaba, nu? Scuze, am uitat că n-am voce. N-am spus asta, dar este o școală, poate să râde mulți de tine. Da, poate. Să râdă mulți. Ok, sper că n-ai luat așa în serios. M-am obișnuit cu lumea aia în care poți să faci orice și aici e totul cam ciudat. La 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 la. Wow, ce chestie ciudată. Ce? Ce a fost aia? În fine. Colierul este... E la ea. Ce caută colierul ăla la ea? Adică știu ce caută. E de la pietra care a transformat un colier. Asta face ea cu scoica de la mine pe bune. În fine. Trebuie să mă duc după ea. Wow. Ce a fost asta? N-am nicio idee. Ma, tu, femeie, nu sunt o femeie. Și cine ești? Nu vorbesc cu necunoscuții. Stai, pe tine nu te-am mai văzut? La plajă? Nu m-ai mai văzut. Nu m-ai mai văzut. Ciudat, în fine, atunci pot să merg în continuare? Îmi place colierul tău, pe cât îl vinzi? Te rog frumos să-mi vinzi, sunt fica primarului. Nu este adevărat. Frica primarului este Rosalia. Ba, nu. Minte. Are o soră. Ba, nu. Rosalia are doar o soră. Pe aia mai mică. Le știm pentru că e prietena noastră. Nu e adevărat, minte. Ba, sunt verișoare. Ciudată, verișoară. Ei. Da. În fine. Ok.
Ești prea ciudată, nu vorbesc cu ciudatii și nici cu necunoscuții și nici cu ciudatii care se pretind că sunt necunoscuți sau ce-ar fi, ce-ai fi tu. Trebuie să vorbești cu mine pentru că, ți-am mai zis, eu sunt fica primarului. Ce-i cu pozițiile astea ciudate? Ce te crezi, gimnastă? Nu prea, dar am vrut mereu. Și balerină și multe chestii am vrut să fiu. Lasă-mă, te rog frumos. Îmi scapă piatra aia și nu îmi convine chestia asta. Tu mai încolo, pe bune? Hei, trebuie să mă ajuți. Au. Cu ce? Păi, trebuie să mă ajuți cu verișoara mea pentru că nu vrea să zică că e verișoara mea. Asta este prea ciudat. Ce vrei? Piatra aia. Colierul ăla. De ce? Nu, nici atât. E foarte valoros pentru mine, mai ales ce putere are. Ce puteri? N-am spus asta. Ți s-a părut, oricum ești ciudat. Îmi trebuie chestia aia. A fost a mea. Ai făcut-o tu piatră și nu. Ai cioplit-o și ai făcut-o de fin. Nu. Aia este a mea. Ce am găsit, al meu este. Și de unde știu eu că nu minți? Cum ai mințit de prea atâtea chestii? Ești foarte mincinoasă. Nu-mi convine femeia asta. Și nu sunt o femeie. În fine, hai în clasă. Da, mai bine ne-am dus în clasă. Bine, dragilor, deci sper că v-a plăcut acest episod. Știu, poate am cântat cam fals, dar... Nu știu, m-am luat după un canal care îl vizionează în continuu sora mea și e vorba despre niște chestii cu muzica. Nu mai știu cum se numea, pentru că îl vizionează sora mea, eu am auzit. Și am vrut și să copiez chestia asta, sper că nu vi s-a părut că sunt o copiatoare. Poate voi știți canalul? Nu mai știu ce era, care poveste era, ceva cu bunica sau asta e altceva? Nu mai știu. În fine, sper că v-a plăcut și că v-am făcut puțin să râdeți. Încerc pe chestia cu glumele. Am văzut că mulți fac glume în timp ce fac episoade și sper că v-a distrat acest nou personaj pentru că vreau să vă aduc zâmbetul pe buze ca surorii mele pentru că ea a râs foarte mult, vreau să vă zic, în acest episod. Dar am pus pe stop. În fine. Izaponi, vrei să fii puțin să le zici ceva la abonați? Cu Izaponi. În timp ce caută ea pe Izaponi, a găsit-o. Vino. Vrei să ne spui ceva? Ce? Despre fost episod. A, da, Izaponi a strâns 10 like-uri, așa că va mai face episoade. Poate după asta o să lansăm un episod. Da. Vrei să ne spui ceva? Mulțumesc pentru vizionare, ceva? Da, mulțumesc pentru vizionare. Și altceva? Și sigur să vă plac acest videoclip, pentru că mie mi-a plăcut foarte mult. A, mersi pentru comentariul ăsta drăguț. Izaponi, îmi spune mereu comentarii în viața reală, nu în viața electronică. Foarte drăguțe pentru videoclipurile mele. Îmi dă uneori și like-uri. Acum poți să pleci. Bine. Așa mă împingi tu. Și vă mulțumesc foarte, foarte mult din toată inima pentru vizionare. Nu uitați de like și subscribe, vă rog frumos, frumos, frumos. Și pupici pentru toată lumea. Mi se dărâmă cortul chestia. Mua!